Bună seara, băieți și fete, și bine ați revenit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ei bine, în episodul de astăzi vom reacționa, fraților, la un scurtmetraj horror care are aproape 3 milioane de vizualizări și care este vorba despre femeia asta care merge noaptea cu trenul. Și în aventura asta ei cu trenul se întâmplă foarte multe chestii interesante și totodată foarte, foarte horror. Nu uitați neapărat, băieți, să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal, să ajungem, Doamne ajută, la 100.000 de abonați. Și totodată, în cazul în care aveți vreo sugestie să reacționezi la, să spunem așa, bă, un short horror film care vă place vouă maxim, scrieți-mi la comentarii. Eu le citesc, încerc cel puțin să le citesc pe toate. Și să nu mai pierdem timpul și haideți să-i dăm drum la videoclip. Deci este vorba despre gagica asta care stă în tren și părăs că vine acasă. Care-i treaba? Hopa, primește un mesaj de la Adam. Adam, o fi că-i prietenă. Eu zice, can I call you tonight? I miss you. Hopa, Adam îi spune că, și că dacă poate să o sune diseară, deoarece e dor de ea. 2014, frate, gândiți-vă, ăsta e filmul din 2014, deci e fake rău de tot. Ok, ea îi scrie că nu poate pentru că are un raport definisat ceva la muncă, îi pare rău. Se vede că îi pare rău. A, șterz, ok, deci nu vrea să-i trimită lui Adam chestia asta. Cred că și îi place de Adam, frățiorul Adam a dat unde trebuie. Și acum își vede ea de treabă. Opa, se pune să se culce, nu? Nu te culca, sormean, nu-i bine, frățiorul, să dormiți în tren. Și fluieră cineva, fiți atenți că acum ce pe schema. Dar nu mai e nimeni în tren, cine fluieră? Ba da! Cine-i omul ăla? Quiet zone. A, uitați-vă! Bă, deci uite, în tren, asta e zona de liniște, adică unde nimeni nu face gălăgie ca să se odihnească lumea. Uitați-vă, quiet zone. Ok, asta e zona de liniște. Dar vedeți ăla fluieră, dar are ceva pe mână, nu știu, are ceva mănușă. Ok. Mamă, dar asta se panichează, de ce se panichează așa? Mă, fie că nu-i place să audă sunete. Mamă, ce face? Bă, care-i treaba cu omul ăla? E panicată, uitați-vă la ea. Da, băiatul ăla e îmbrăcat ciudat, uitați-vă. Ce că... Te rog să taci. Mamă, s-a auzit ceva așa ca ceva ascuțit. Mamă, ce are aia, bă? Bă, are ceva acolo, fraților. Nu știu dacă e o armă albă sau e ceva ascuțit, dar are ceva acolo. S-a ieșit, s-a panicat. Ai grijă, sora mea, ce faci? Eu zic, dacă poate să fie să tacă odată. Cred că se duce la el, fii atent. Aoleu, mamă, cine e asta, băi? Băi, șmechere, băi. Mamă, ce urât e. N-am mai văzut așa ceva. Următoarea stație e Basel. Mamă, ăla nu mai e acolo. Bă, băieți, ăla nu mai e acolo. Mi se pare mie ăsta nu mai e acolo. Mamă, fiți atent că apare lângă ea. Aveți grijă, băieți. Hai, mamă, dar ce urât era ăla. Și-a, mamă, și acum e noaptea și trece pe aici. Fiți atent că acum se trăiește cu el. Sunt foarte pesimist, dar cred că asta se întâmplă pe bune. Ai grijă. Iară fluiera ăla. Bă, nu mai fluiera, frățioară, mă, te rog, iar mai fluiera. S-a văzut. E acolo. Uite că se și vede puțin. E după peretele ăla. O urmărește, fii să zic că o urmărește, fraților. Ai grijă, sora mea. O urmărește asta. Dar care-i treaba cu psihopatul ăsta? De ce are psych assistance? O, chiar nevoie de asistență. Mamă, nu-i merge cartela aia și are nevoie de... Trebuie să vină cineva de acolo să o ajute. Mamă, ăla-i în spatele ei, uitați-vă acolo. E în spatele ei. Bă, dar care-i treaba? De ce e așa urât și de ce are... A, ba nu! E femeia aia, mamă, ce m-am speriat. Opa, dar poate femeia aia are ceva. Are nevoie de asistență. Sar, mă, peste asta! Sari! Uite, la aia a mers. A, vrea să ducă pe acolo. Fiți atenți că se trește cu ăla, că se duce pe acolo. A văzut că pe cealaltă parte a mers. Băi, panicată rău de tot. Uitați-vă, fraților. Mamă, mamă, se întâmplă ceva acum. Aveți grijă? A, grijă la jumpscare? Fugi, săra mea. Mamă, mamă, se întâmplă ceva. Fiți atenți. Ia picatele pe jos, lasă-le acolo. Mamă, iar-i da asta cu asistență. Cred că e nebună. E tot un capui sau care-i treaba? Mamă, iară la care fruieră. Ia-i acolo, frățioro. Mamă, băi, se duce totul. Sar, mă, peste! I-a picat de chestia asta și cea că să treacă peste, sub. Ia, și-a lăsat telefonul acolo. Dar ce se aude? Se aude ceva. Unde a ajuns? What? A ajuns undeva.
Bă, interesant asta, dar vreau să mai văd pe ăla o dată. Deci tare mie că ei s-a întâmplat ceva. E tot un cap, ei, fraților, cred. Îi sună telefonul, dar ți-a arătat telefonul pe jos, cum adică ești la telefonul? Mama, mama, e în spatele ei! Fraților, e acolo! O bufnește plânsul. Uite, îi sună telefonul și ăla îi face acolo cu telefonul. Dar nu știu, bă, ideea e că ea cred că are ceva probleme, a zis încă de la început, când ăla fluiera, s-a panicat rapid, dădea pe foile alea. S-a panicat. Aveți grijă? Bă, se întâmplă ceva, bă, bune. A, și-a luat cheia, da, bă, nu poate, deci cu cheia ajută, avea mare pe mână, avea mare cuțit, abar n-am ce era chestia, ea are cheia, a, s-a adus totul, s-a, hai, murit. Ai grijă, sora mea, dar nu cred, cred că se duce, fraților, vă zic sincer, adică, se duce 100%. Am văzut în tamele, era ceva cum o ține de gât sau nu, mint, abar n-am cum era. Dar o să se întâlnească ei doi, 100%. Uite, uite-i telefonul, ia-ți telefonul. Sau nu, nu te-a plecat, sora mea, că fix în moment de neatenție a venit ăla peste tine. Aveți grijă la jumpscare, băieți, că o să vină un jumpscare cât mai rapid. Aoleu, 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 ce-i asta? Mamă, e spate! Aoleu, mamă, mamă! Băi, băi, a dat! Băi, ce face? Și că pentru Dumnezeu, adică, să faci liniște, for God's sake. Bă, i-a băgat mare de-aia în gât. Aoleu, 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 aoleu. Băi, ți se duce totul, se duce totul. Mamă, mamă, nu vreți să vedeți chestia asta? Nici eu nu vreau să văd chestia asta. A reușit să scape sora noastră. I-a dat ăla în cazul care v-ați întrebat. Bă! Iar i-a plecat telefonul. Lasă, bă, telefonul și du-te. Mă, asta e moartă deja. Bă! Îi sună telefonul. Iar Adam, răspunde-mă, frățelor. What? Bă, uiți! Bă, voi vedeți? 078? Asta nu e număr de România, sau nu? Adam. Nu știu dacă e număr de România. 078. Aoleu! Aoleu, aoleu! Uite-l pe ăsta! Sau pe asta? Eu asta? Fiți atenți! Fă liniște! Fă liniște! Aoleu, aoleu, se duce totul, se duce totul, băieți, nu vrei să vedeți așa ceva, vă zic eu. Afă, ăsta. Adam. Aoleu. Și s-a trezit, v-am zis, eram sigur, băieți, că e totul numai în capul ei, mamă, mamă. Bă, eram sigur că e totul numai în capul ei, bă, da. Doar fi că persoana asta e aici sau nu? Mamă, iară sună telefonul, o sună Adam. V-am zis, bă, băieții, că e tot un capul ei. Mamă, poți să te sun diseară? Acum e un deja vu de ăla. Cred că se repetă, sau? Ia, îi scrie. Da, dragă. Acum se aude altceva, alt sunet. Mamă. E aceeași persoană. O, următoarea asta este Basil. Bă, iară se aude ceva. Iar e... Ba nu, mamă, acum e aia, fiți atenți. Ieși și tu cu asta. Se uită la ea. Își aduce aminte de ea. Și aia a plecat. Și acum cred că intră ăla. Mama, aia nu o bagă în seamă. Sună la... Sună la 99. Mamă, iar a apărut ăla. Și iar începe. Nu-mi vreau să mai uită la așa ceva. Pă bune, băieți, iar se întâmplă ceva. Deci cred că nu-i totul în capul ei. Cred că asta chiar se întâmplă, gen. Se întâmplă ceva acum. Adorme asta și se întâmplă. Băieți, se uite cineva la ea, cred. Mamă, uitați-l pe ăla, l-ați văzut în oglindă. În oglindă asta. Mamă, și-a fluierat. Mamă, băieți, bă, pe bune.
un short horror film foarte mișto, adică chiar a fost tare rău de tot, însă încă nu sunt sigur dacă asta e numai în capul ei sau într-adevăr s-a întâmplat ce ni se întâmplă în viața reală. Acum, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, vă urez o seară minunată și să-mi lăsați d-astea în comentarii în cazul în care vreți să reacționez la ceva specific. Eu am fost Marius Iancu, v-am papă tot. Pa, pa!